Jean de la Fontaine, câinele care duce stăpânului mâncarea în coș. Greu mai reziști când mândrai cu ochii de văpaie sau când cunoști ispita grămezilor de aur. Sunt prea puțini străjerii de pază într-un tezaur ce nici nu s-ar atinge măcar de o lescaie. Mai cumpătat decât voia să fie, cu toate că l-ispitea atât, Grivei ducea stăpânului la vie merindele într-un paner la gât. Ar trebui să ne cam ia mirarea că mai curând deprins cu cumpătarea un dobitoc decât pe nu știu care, căci omul nu în stare. Ci într-o zi, cum își urma cărarea, un câine ciobănesc al nu știu cui se repezi la el să-i ia mâncarea, dar se izbi pe loc de colții lui. Lăsându-și coșul jos cu tot amarul, Grivei sări la luptă cu tâlharul, dar cum veneau buluc potăi destule din cele care zveșnic nesătule și sunt în stare pentru o îmbucătură să îndure orice lovitură, Grivei fu nevoit să înțeleagă că nu e chip să înfrunte o haită întreagă și, înhățând o gură de friptură, pofti chiar el fârtații din jur, cu mic cu mare, să se înfrupte în tihnă din mâncare. Și într-o clipă, care mai de care, își puseră la lucru în grabă fălcile și sfârtecară hălcile. În cășunarea haitei pe coșul buclucaș, eu văd icoana unui nepăstuit oraș în care, când se apropie urgia, se pune la bătaie visteria. Iar dacă se opune de formă vreun ins, când sar cu gura tot, se dă învins, cu mare ușurință, fără luptă, și el e primul care mai aprins din visterie se înfruptă.